Yo, salutare dragi tuberi, dragi prieteni și dragi abonați. Astăzi am revenit din nou. Yo, salutare dragi tuberi, dragi prieteni și dragi abonați. Astăzi am revenit din nou cu un nou vlog. Știu că mulți dintre voi ați așteptat acest moment, așa că astăzi ne vom duce să ne schimbăm faza lungă. Ne punem ochelari. Ne ducem să facem un control, să ne schimbăm ochelarii. Am avut o moftă pereche de ochelari și nu prea mai văd bine cu ei. Posibil să mi se fi schimbat dioptriile. Da, și din cauza aceasta ar trebui să ajungem și pe la oftalmolog, pe la, nu știu, un centru de asta de optică medicală pentru a vedea ce trebuie făcut. Că din câte știți și voi bine, sau dacă nu știți, odată la 2 ani tot trebuie măcar să te duci să-ți faci un control la ochi. Așa că ne vedem pe drum cu update nou. Și am ajuns și la optica medicală Gia. Hai să vedem înăuntru, să vedem ce și cum este. Bună ziua! Am venit și eu să-mi fac un control la dumneavoastră, la ochi, pentru că am vreo 2 ani de zile de când nu mi-am făcut ochelari și cei care i-am nu mai văd bine cu ei. Am putea să facem un control, să vedem despre ce este vorba? Avem tehnician optometrist, nu medic, la vârsta ta okay. E ok, da, pentru că nu doamnesc, ar fi alte probleme. Dacă ești pregătit fizic și psihic... Sunt pregătit, okay. Cum să nu? Ha, să vedem despre ce are. Și acum o să verificăm și motilitatea oculară la panou cu lentiluțele de probă. Cum măsurăm și distanța interoculară între cei doi ochi. Nu știu câți dintre voi ați fost la vreun control oftalmologic, dar din câte se poate observa și în imagini, ne pune să ne uităm la diferite litere, mai mari și mai mici, pentru a-și putea da seama cu exactitate ce fel de lentilă îi trebuie pentru a ne corecta foarte bine vederea. Este o miopie foarte mică, în schimb este necesară, mai ales când ochiul este foarte obosit. Deci ochelarul este permanent de dimineață până seara. Hai să ne alegem acum și rămițe, să vezi ce ți-ar place. Dacă ești din Galați și ai de gând să te duci să-ți faci o pereche de ochelari, nu ezita să treci și pe la Geoptica. Au o gamă variată de rame și de lentile. Din câte poți observa și tu în imagini, sunt foarte multe modele. Și sincer, mie mi-au plăcut foarte mult, dar nu pot să port mai multe perechi de ochelari, așa că mi-am ales doar una singură. Ochelari de soare, ochelari de vedere, orice poți să găsești la Geoptica. Pentru mai multe detalii, o să-ți las în descriere un număr de telefon, o adresă unde poți să-i găsești și pe ei și sigur îți vei găsi și tu rama perfectă pentru ochelarii tăi. Am văzut că aveți aici un pliant cu camber și inovador. Puteți să-mi spuneți și mie ce înseamnă aceste linii sau pentru ce să folosesc aceste Astea tipuri de ochelari? Sunt lentiluțe progresive special concepute pentru cei care lucrează foarte mult la calculator, în schimb au și probleme cu vederea la distanță, adică persoanelor în general trecute de 42 de ani. Acesta este canalul de progresie, da? Cu cât este mai larg canalul de progresie, cu atât și eu mă voi adapta mai repede la trecerea de la lentila cu dioptrie de aproape către cea de distanță. Cam în cât timp mi se termină ochelarii de făcut?
În general în aceeași zi, dar dacă vrei o lentiluță performantă, pentru că stai foarte multe ore, pe telefon, pe laptop, pe calculator, sunt lentile cu filtru de protecție calculator și ar veni de pe o zi pe alta. Și ca să nu schimb ochelarii de soare cu ochelarii de vedere, aș putea să lentiluța fac... lentiluța fotocromatică de ultimă generație, se numește Transition, care are filtru calculator. Adică cum am văzut în acești ochelari, da? Nu? Deci ori acest tip de rămiță, da, pe care atașăm clipul, clipul este polarizat, este foarte bun pentru condusul pe timp de zi. Mai sunt și lentiluțe rame care au două filtre, unul polarizat și celălalt pentru condusul pe timp de noapte sau când este ceață. Aceea puteți să-mi dați să-i probezi. Hai să vedem o dată. O să-ți dau mai multe perechi să vezi cam ce ți s-ar potrivi, ce îți place. Așa. Cam același stil, aceeași variantă, dar culoare diferită. Și prețurile variază în funcție de calitate, în funcție de brand. Ok, am înțeles. În primul rând, calitatea spune cuvântul asupra prețului. Dar m-ar interesa ceva de plastic, să fie ușor, să nu, dacă îi scăpe jos, rând, să da, nu am probleme cu ei. Nu, sunt foarte rezistenți. În momentul în care îi pun și scot cu ambele mâini, îi prelungim portul ochelarului. Rezistența, bineînțeles. Cum se fabrică un ochelar? Lentila de ochelar. Se prelucrează după formatul ramei, aceasta fiind o ramă întreagă pe plastic, se pune în scannerul mașinii respective. Ai tăi sunt de comandă, așa că mai trebuie să aștepți până mâine. Spune și mie ce face acea mașinărie. Deci se scanează rămița, 1 plus 1,75 sferă. Așa. După care lentiluțele, în general, noi le avem pe stoc. Se centrează lentiluța pe autolensmetru, de fapt se măsoară. Cu dioptriile de pe rețetă. După ce a fost scanată rama, se dă comanda la mașina de prelucrat lentile. Și acolo taie, să și se introduc parametri. Aici s-a scanat forma lentilei drepte. În general se pornește la orice măsurătoare cu ochiul drept. Chiar nu puteam să plec de la Gia Optica fără a vă lăsa procesul de fabricare a unei lentile pentru ochelari. Eu am fost Marius, dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-mi dai și mie un like, un share să vadă prietenii tăi. Dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu de YouTube, nu uita să te abonezi, să apeși pe clopoțel, să ai notificările aprinse, pentru că o să urmeze niște videoclipuri, eu zic, foarte interesante și foarte amuzante. Ne vedem tura viitoare, v-am pupat și numai bine!